Datele arată că 86% dintre românci au auzit de cancerul de col uterin, dar mai bine de jumătate dintre ele nu asociază această boală cu infecția persistentă cu virusul HPV. Virusul HPV este un virus care nu este numai uman. O parte dintre tulpinile de human papilloma virus sunt specifice sau pot infecta celulele umane. Dintre acestea, cam o jumătate dintre tulpini afectează celulele colului uterin, a vulvei și a vaginului. Dintre acestea, cam o jumătate sunt oncogene sau foarte oncogene, ceea ce înseamnă că, odată cu infectarea acestor celule, aceste celule se dezvoltă într-un fel anarhic, având ca rezultat, dacă această infecție persistă, cancerul. Mai mult, pentru femeile cu vârsta cuprinsă între 15 și 44 de ani, cancerul de col uterin este principala cauză de mortalitate prin cancer. Nu. Destul de rar se întâmplă această testare și ea ar fi utilă fie în cazul în care există alte leziuni, la Babeș și Papa Nicolau, sau unele vizibile, iar unele țări au introdus chiar screening, adică testare, cum este frotiul Babeș Papa Nicolau, doar HPV. Acesta având unele beneficii, în sensul că se poate face mai rar și poate oferi informații care nu sunt oferite de către frotiul Babeș Papa Nicolau. Peste 4.000 de românce sunt diagnosticate anual cu cancer de col uterin, acesta fiind al doilea cel mai des întâlnit cancer la femei. De virusul HPV, ați auzit? Am auzit acum de curând, deci nu credeam că există așa ceva. Mi-a povestit o cunoștință, o fină chiar, și sora mea. Când ai fost ultima dată la un control la ginecolog? Anul trecut, în martie. N-am fost deloc la niciun control. N-ai fost la ginecolog până acum? Nu. Ce vârstă ai? 24. Depistat din timp, cancerul de col uterin poate fi tratat corespunzător și vindecat, așa că un control periodic la medicul ginecolog este mai mult decât binevenit.